desfășurat lucrurile și ce măsuri veți lua? Păi, încă de săptămâna trecută de vineri am fost informat că la școala specială din Valea Mare a avut loc acest incident nedorit. Ce am făcut? Am declanșat o anchetă la nivelul unității de învățământ. Nu vineri, azi dimineața au fost acolo doi colegi inspectori, inspectori de specialitate pe învățământul special, doamna Cornelia Baicu și doamna inspector școlar general adjunct Cătălina Dumitrașcu. Avem adrese din partea unității de învățământ, care încă de când am fost informat, a făcut o anchetă internă pentru a stabili cumva faptele ce s-au petrecut la nivelul unității, iar astăzi mi-a venit o adresă și din partea DGASFC Argeș. În opinia noastră, acum fiind în timpul anchetei, lucrurile sunt un pic aruncate dintr-o parte în alta și vom fi foarte atenți în a gestiona situația asta și a descoperi cumva adevărul, că până la urmă toată această anchetă și toate aceste lucruri pe care le vom parcurge și în zilele următoare trebuie să scoată adevărul și la iveală și mai ales să stabilească vinovații. Am înțeles că fetița Andreea Voicu este internată la București, se presupune că a suferit o operație. Nu știu sigur, încă n-am apucat să vorbim acolo cu medicii, dar vom avea clar o veste cât de curând, dacă lucrurile sunt așa. Ați aflat când s-a petrecut acest incident? Adică în timpul orelor, într-o pauză? Știm pe fus orar. De săptămâna trecută copilul a participat la ore în ziua de luni. De luni după amiază, de la ora 14, nu a mai venit la școală, nici marți, nici miercuri. A fost adusă la școală de către pedagogul de la centru DGASPC joi dimineață. Joi la ora 12.30, în pauza aceea de la 12.30, a avut loc conflictul și un alt elev, recunoscut cumva ca fiind destul de violent în școala specială, un alt elev a lovit-o cu palma. Fetița nu a acuzat alte dureri, alte lovituri din partea celor doi frați care sunt acum cumva cercetați și de poliție și cumva incriminați că ar fi lovit-o la nivelul abdomenului, provocându-i durerile la, și, mă rog, posibile afecțiuni la splină. Conflictul s-a stins, cei din școală au intervenit, profesorul de educație fizică, gardianul. Fetița a fost de la 12.30 dusă în centru. Centrul este vis-a-vis de unitatea de învățământ. Toți sunt instituționalizați în centru. Toți copiii de care vorbim, și Vasile, și cei doi frași gemeni, și această fetiță. Fetița a mers la centru, băieții, cei doi gemeni care sunt cumva, să zicem, presupuși agresori, unul a mers la sala de clasă, iar celălalt a fost luat de profesorul de educație fizică, era mai recalcitrant. S-a vorbit cu el la sală, au discutat, s-a jucat ca să-l scoată, s-a jucat cu el ca să se, și cu ceilalți copii de la oră, să-l scoată din starea asta lui de agitație, să-l detensioneze cumva. După această oră, 12.30-1.45, pedagogii la centru vin, își iau copiii pe semnătură și merg cu ei pentru că la acea oră începe servirea mesei la centru de tip familial de la Valea Mare. Domnule inspector general, ce vreau deci, să vă așa întreb... Așa cam au fost lucrurile în opinia școlii. Este... Fata a avut o scutire medicală, a fost bolnavă. Mi se nu, pare... Nu. Și atunci, cum a fost posibil ca nimeni să nu observe faptul, să nu o ducă la școală, să nu observe că între luni și joi ea nu a mers la școală? Păi, e totuși observat, un copil instituționalizat. S-a observat lucrul acesta. Fetița provine dintr-o familie, numai mama mai este în familie din câte am înțeles și ea este decăzută din drepturi printr-o hotărâre a tribunalului. Directorul unității de învățământ a luat legătura cu mama, dar la dorința mamei, în aceea zi când se petreceau lucrurile acestea, mama a venit la școală. Și mama i-a fi spus directoarei că fetița a lipsit de la școală fiind cumva fugită și din centru, lucru de care școala nu o știa. Nici noi, inspectoratul școlar. Centru că știa? I-ați întrebat? Nu știu dacă știa sau nu, asta trebuie să-i întrebați pe ei, dacă știau ce s-a întâmplat cu copilul ăla pe care l-aveau în grijă de luni până joi dimineața când a fost la școală. Unde a fost copilul? Pentru că mama era decăzută din drepturi, nu era în grija mamei. Școala decât asigură programul școlar de dimineață până la ora 14, ce s-a întâmplat cu copilul. Oricum, ideea este că în cursul zilei respective de joi,
Se pare că nu ar fi fost altercații în incinta școlii, în afară de văzut de profesorul care este în curte, profesor de servicii, care a intervenit imediat pentru detenționarea conflictului, nu au fost lovituri, cum se acuză, sau mă rog, cum se spune. Deci dumneavoastră credeți totuși că acest conflict a avut loc în centru? Se poate să fi avut loc în centru, fie în dimineața zilei, fie după ce copiii au mers cu toții la masă în centru, pentru că la spital am înțeles că am mers în jurul orei 23 în acea zi și a doua zi am mers la București, fiind cumva acuzând durerile grave. De la o palmă nu am mers. De la o palmă zic și eu că nu. Iar la momentul la care s-a detensionat conflictul, repet, agresorii au fost așa, cei doi frați plus fetița. Fetița a mers în centru. Iar din cei doi frați, unul la sala de educație fizică, la sala de sport, iar celălalt a participat la ora pe care o avea, ora lui de curs. Fetița sunt majori? Au 17 ani băieții, iar fetița are 16 ani. Băi, cam așa stau lucrurile.